Ce înseamnă o dobândă de 15%? Probabil că ați urmărit, urmăriți, și ați văzut și pe aici pe la mine pe canal, ați auzit de robor, de IRCC, de dobânzi, de inflație și de faptul că românii vor plăti tot mai mult la bancă. Ratele vor crește. Ei bine, calculele care acum sunt înspăimântătoare sunt din cauza creșterii robor, care a depășit ieri, 8% pentru creditele de consum robor 3 luni, 3M, iar pentru creditele ipotecare se iau un calcul robor 6M care se apropie sau chiar a depășit 8,5%. Asta înseamnă că cei care au ratele făcut, creditele încheiate înainte de 2019, plătesc peste 10% rate. Mulți își schimbă de la robor la RCC, din câte am citit din presa online undeva la 10.000 de români și-au schimbat de la robor la IRCC. Important de menționat este că nu oricine poate să facă treaba asta. Sunt niște condiții. Iar odată ce ai făcut trecerea de la robor la IRCC procesul este irreversibil. Deci dacă pe viitor IRCC-ul va crește iar roborul va scădea, nu mai poți să schimbi. Acum eu nu știu din punct de vedere economic dacă acest lucru este posibil sau nu. Un lucru este cert toată lumea se îngrămădește către IRCC. Dacă intri acum să ții un credit în lei, ai dobânzi, mai devreme am intrat pe ING să văd cam care e treaba cu creditele, dacă vrei să iei un credit, plătești o dobândă anuală efectivă, da în primii ani dobândă fixă după care variabilă undeva la 7,7% și se ia calcul IRCC. Dacă ți iei direct variabilă, ai undeva la 6% dobândă. Chiar și la 6% plătești destul de mult la aproape 8 și mai mult. Dar ce înseamnă 15%? Dacă roborul se duce în 10-12%, ceea ce nu este imposibil pentru că aceste cote au fost cândva atinse în trecut, unii români vor plăti până la 15%, poate chiar și peste dobândă. De dragul cifrelor, hai să calculăm împreună ce înseamnă o dobândă de 15%, cum se calculează, pentru că sunt diverse configuratoare, calculatoare, dar poți să calculezi manual destul de ușor. Ce înseamnă 15% la un apartament studio garsoniere de 60.000 de euro? Ce înseamnă 15% dobândă la un apartament de 100.000 de euro? Deci la un apartament de 100.000 de euro, eu fac calculul imediat, sunt, hai să calculăm în lei, avem 500.000 de lei. Dacă tu dai un avans de 20%, tu practic împrumuți 400.000 de lei din suma de 500.000. Deci 400.000 e suma pe care tu o împrumuți la o dobândă de 15% pe an, pe o perioadă de 30 de ani. Dacă să presupunem prin absurd că dobânda asta rămâne constantă timp de 30 de ani, apartamentul tău de 100.000 de euro pentru care tu împrumuți practic 80 de mii, că 20 de mii de avans, tu vei plăti doar suma principală, deci doar suma pe care o împrumuți tu dacă împarți la 30 de ani împărțit la 12 luni, deci împarți la 360 de luni, vei avea de dat 1111 lei, doar principalul, doar suma pe care o împrumuți plus adaugi niște comisioane de administrare pe care le neglijăm în acest episod, asigurarea de viață, care este obligatorie când e un credit ipotecar, care poate fi și 100 de lei pe lună, 150 de lei pe lună, 50 de lei pe lună, depinde de la bancă la bancă și de suma asigurată, dar banca te obligă dacă ție un credit ipotecar să-ți faci asigurarea de viață. În cazul în care tu mori, faci accident, te îmbolnăvești brusc și așa mai departe, ei trebuie să recupereze banii, nu mor tu și gata, ei își iau pagubă. Nu. Ei au contracte cu diversi asiguratori, dacă tu pățești ceva, mori, faci accidente, bolnăvești, etc., ei trebuie să-și recupereze banii. Bun, deci 15% în fiecare an, deci din aproximativ 6 în 6 ani, tu mai plătești încă o dată apartamentul. 0,15, hai să dăm screen share. suma împrumutată, da? Deci am zis că 1111 lei, 1111 1, 1, 1, 1 lei. 1111 lei sunt suma pe care tot trebuie să o restitui fără dobând, fără nimic, iar din 400.000 de lei împrumutați, tu dai 15% în fiecare an. Împărți la 12 luni, înseamnă 5.000 de lei pe lună plus 1.111 lei. Tu trebuie să dai 6.111 lei pe lună, rată. Dacă dobânda ar fi 15% dobânda finală, mai pui asigurarea de viață, mai pui administrare te duce în 6.000-6.300 de lei pentru un apartament de 2, 3 camere, o cameră, dacă ții în București sau în Cluj, 100.000 de euro ții un studio, în zonă ok. Dacă vorbim de apartamente, rămâne cu Vâlcea sau în orașe mai mici în țară, cu 100.000 de euro ții apartament, 2, 3 camere nou sau în zonă foarte bună, finisat cum trebuie, deci la 100.000 de euro rămâne cu Vâlcea, ții apartament cu 2, 3 camere Bun. Prin București am văzut de asemenea, știu, garsonier One Residence, 37 de metri, nou, nuță, cu loc de parcare te duce cam 100.000. de mii. 15.000 locuri de parcare, 80 de mii garsoniera, mobilat utilată, 9. Deci cam asta ție cu 100 de mii de euro. Mulți români au credite între 40 și 70-80 de mii de euro. Am pus 100 de mii să calculăm cam cât ar veni. Deci la un apartament de două camere luată cu ceva timp în București de 100.000 de euro, tu ai de dat rată 6300 de lei, la câte acum euro vine 1262. Deci cu 1262 de euro stai în chirie în 3 studiouri în București. Sunt zone în care îți iei chirie cu 300, 350, 450, în ștefan cel mare, într-un apartament cu două camere, chirie e cam 700 de euro. În Central Park am văzut că 550 de euro două camere, apartament care costă cam 180.000 de, de euro, 200.000 de, de euro, 160.000 de, de euro. În Râmnicul 400 cu 400 de euro, îți apartament cu două camere, nou lux, cu loc de parcare și boxă. Deci, să plătești 1262 de euro pe lună rate, înseamnă sinucidere financiară. Plus că tu, dacă ai calculat suma asta, să presupunem că nu e inflație, că dobânda e constantă timp de 30 de ani cât iei tu creditul, înseamnă că tu dai înapoi 454.000 de euro plus avansul. Deci tu plătești aproape 5 ori acel apartament. Deci chiria este o variantă mult mai bună în acest caz. Pentru că, în general, când îți închiriezi un apartament, plătești proprietarului un randament cuprins între 6 și 8%, poate chiar între 4 și 10%, 4% un randament foarte slab, 10% în cazuri rare, cine știe cum a prins el acel apartament. Dar în orice caz, raportat la piață în medie, tu plătești un randament cam de 6-7%. Mult mai bine decât să plătești 15%. Deci, dacă tu plătești, să din nou luăm în calcul o chirie medie două camere. Dacă tu plătești 500 de euro pe lună timp de 12 luni, timp de 30 de ani, tu dai chirie 180 de dar până la 450 de mii mai e mult. Desigur, aceste dobânzi vor mai scădea, mai par noi politici, se mai resetează sistemul monetar, cine știe. Sunt avantajoase aceste credite dacă Asta e învățare de minte pentru toată lumea. O să vină recesiuni, depresii, foamete, iară prosperitate, iar ne merge bine, se resetează economia, etc. În momentul în care băncile vor dori din nou să stimuleze economia prin dobânzi mici, taxe mai mici, diverse programe de stimulare, e foarte important să-ți închei un contract cu dobândă fixă. Deci mai am cunoștințe care și-au luat credite și chiar am vorbit cu ei, bă, cum e cu ratele, cum e cu banca, cum e cu... Mi se rupe, bă, am dobândă fixă. Au prins o fixă de 4-5% și nu interesează subiectul. Și adevărul că dacă prinzi să iei un credit când piața este jos. Pe Demerdulescu lescu în cu Vâlcea, s-au făcut cândva prin 2016-17, apartamente și blocuri mă rog, de apartamente garsoniere. Deci, garçere, răzi cu 27.000, îți Un apartament cu 3 camere. Apartamentul în care eu stau astăzi a fost uh, vreo 38.000 de euro. Faza de construcție, plus mobilat util, loc de parcare, boxă ce mai are, probabil un, un 50.000 de euro, să zic că s-a dus atunci prețul, iar noi l-am cumpărat în 2020 cu 83.000, 75 de metri util. Același apartament astăzi, în momentul ăsta, până se prăbușească piața, l-aș vinde cam cu 100, nu știu, 90, 100, cred că l-aș vinde. Acum, că pică piața, partea a doua. Ideea este că dacă ai prins un credit în 2017 pe 30 de ani, ai avans 30% și ai dobândă 4%, 5% uh, și e fixă timp de 30 de ani, tu nu vei, atât, nu vei fi atât de mult afectat, mai ales că dacă e dobândă fixă și banii se devalorizează, asta este frumusețea. Dacă prinzi un credit cu dobândă fixă de 800 de lei și din 2008-2009 până în prezent, v-am spus, leu s-a depreciat cu 50% dacă facem calculul. Peste încă 10 ani, ăia 800 de lei pe care tu trebuie să i plătești vor valora nimic. Vor valora probabil salariul unui om de rând pe câteva zile, pe două zile, trei zile, o zi, cine știe. Deci banii se vor deprecia. Dacă banii se vor deprecia și salariul tău se ajustează la inflație sau veniturile tale și tu plătești o rată, adică o sumă calculată de acum 10-15 ani, adică mică raportată la deprecierea de astăzi a leului, tu ești câștigat. Dar asta e frumusețea, să-ți faci de o bândă fixă când piața este jos. Și toată lumea și-a făcut credite, pentru că, unul, noi avem acest simț al proprietarului, să fim noi proprietari, să fim noi în control, unul la mână, și doi la mână, toți se gândesc că, bă, decât să dau chirie 500 de euro pe lună, să plătesc 20 de ani chirie, să nu mă aleg cu nimic, mai bine dau 500 de euro pe lună dată la bancă și după aia 20 de ani mă aleg cu ceva. Cam asta este mentalitatea, ceea ce nu este neapărat greșită, doar că contează foarte mult momentul în care ei, ce tip de credit ei, cât ai avans, ce grad de îndatorare aplici. Pentru că dacă te datorezi, nu știu, 10%, îți iei ceva modest, îți iei dobândă fixă prins când piața e jos și dacă achiți 5 ani, 8 ani, 10 ani și se ridică piața fabulos de mult, poate că la achiți anticipat dacă îți permiți și îl vinzi cu profit. Deci se fac și astfel de, de lucruri. Doar că din nefericire sunt puțini aceia care își permit să facă acest lucru. Foarte mulți, din păcate, se împrumut aproape la maxim cât își permit, nu iau un calcul dobândă fixă, dobândă variabilă, zic a, cât să crească dobânda variabilă. Că, în general, dobânda fixă este mai scumpă decât dobânda variabilă în momentul în care faci creditul. Adică dobânda fixă poate e 7 și dobânda variabilă poate e 4,5 sau 5,8 aia variabilă, 4,3 aia variabilă și tu normal pentru că nu faci niciun calcul și nu te aștepți la ce mai rău, te arunci către aia mai mică, că aia e Momeala. Și uite că vin niște vremuri din astea super complicate și dobânda aia variabilă crește de 2-3 ori. În vreme ce aia fixă, rămâne fixă. Paguba băncii, câștigul tău. La un împrumut de 100.000 de euro avans 20% luat în lei cu dobândă de 15% pe an, ajungi să plătești 6000 de lei pe lună. Adică de aproape două ori cât e salariul mediu net în România sau de 1,5 ori dacă ne raportăm la București-Cluj. Deci o rată foarte, foarte mare. Am portat o discuție cu cineva care lucrează pe la bănci și zicea că, domne, mă sună oamenii că nu și mai permit să achite ratele, că vor refinanțare, că aveau rată 1300 și acum a ajuns la 1800 și că nu, mai, că nu și mai permit. Pe pe boss, tu când îți faci credit o simplă marjă de 2, 3, 400 de lei, gata, renunți la credit? Pe asta se putea întâmpla și fără să fie această nebunie care este acum în lume. Inflație, război, printare de bani, pandemie, criză energetică și ce mai e. Adică în momentul în care îți faci un credit, trebuie să te asiguri că poți să-l plătești și în niște cazuri sau scenarii mai sumbre. Lucru pe care din nou mulți nu îl iau în calcul, acest scenariu sumbru. Ce mai bine e să n rate. Sunt momente în care ratele te ajută să te dezvolți, să-ți cumperi utilaje, scule, să poți să lucrezi, să stai undeva, adică sunt momente în care creditele sunt bune. Dar de foarte multe ori, oamenii iau creditele în mod greșit sau pentru lucruri care se depreciază. Că sunt și care își cumpără credit pentru vacanță, pentru telefon, pentru mobilă, pentru mașină, pentru renovează apartamentul, etc. Adică credit pentru, credit pentru moft cu dobândă mare egal faliment garantat cândva. Sau rămâi unde ești, nu dai înainte. Sunt foarte curios cei care aveți rate, cât plătiți și cât vi s-au majorat dobânzile. Eu, din câte am, documentat online, din presă, din diverse surse. În toamnă ne așteptăm la un IRCC de peste 5%. Analistii se așteptau la 8% robor prin toamnă, dar a fost atins mult mai repede. Deja la 1 august avem robor 8. În ritmul ăsta putem avea robor 10. Iar dacă roborul se duce 8, 9, 10, 11, IRCC-ul o să rămână 2. Dar cum. Așa că nu pare rău că dar e nasul. Ne vedem în următoarele episoade.